Intercity devine amintire pentru Suceava. Ultimele garnituri de tren care funcționau pe ruta București au fost anulate începând de marți. CFR Călători informează că pentru creșterea gradului de accesibilitate la călătoria cu trenul, 3 trenuri Intercity vor circula ca trenuri Interregio de luni până vineri, fără modificarea orarului și a stațiilor de sosiri-plecări. Decizia luată de CFR vine la câteva luni de zile după ce alte două trenuri Intercity Suceava-București au fost scoase din circulație. Îmbucurător este faptul că aceste trenuri vor continua să circule, însă retrogradate în rang, Interregio, ceea ce înseamnă că sucevenii vor plăti cu aproape 30 de lei mai puțin la o cursă Suceava-București. 3 trenuri Intercity vor circula ca trenuri Interregio de luni și până vineri, fără modificarea orarilor și a stațiilor de sosiri-plecări. Este vorba de trenurile Intercity 553, 554, București Nord, Suceava, respectiv Suceava, București Nord, și de trenuri Intercity 564, Mărășești, Iași. Datorită utilizării mai slabe, se vor anula 3 trenuri, respectiv trenul 1555, 1556 în relația București Nord, Ploiești Sud și retur în perioada 19-30 august, după care acest tren va circula, și trenul Intercity Mărășești-Iași 563 va fi anulat începând cu data de 20 august, iar trenul interregional 10562 Iași-Mărășești va fi anulat începând cu data de 21 august. După aceste schimbări și prețurile biletelor pentru aceste trenuri vor suferi o modificare. Dacă la trenul Intercity o călătorie cu clasa 1 de la București Nord la Suceava costa circa 163 de lei, în aceleași condiții, un tren Interregio va avea un preț de 134 de lei și 90 de bani. Iar la clasa a doua, de la 113 lei și 60 de bani, tariful se reduce la 85 de lei și 70 de bani. Pentru a nu întâmpina probleme, CFR sfătuiește pasagerii ca înainte de efectuarea călătoriei să solicite informații despre circulația trenurilor în stațiile și agențiile de voiaj CFR la telefon 021 9521 sau să acceseze site-ul cfrcălători.ro.